Am revenit în direct, ce victorie spectaculoasă a obținut Anastase. Să ne așteptăm la același lucru și de la Amansio Paraschiv, însă acesta are un meci foarte greu cu Nuriddinov. Obișnuit cu meciurile mari, Amansio. Stabilit în Frankfurt, Waldemar Nuriddinov, acesta însă este din Tadjikistan, născut la Dushanbe. Are 25 de victorii și 12 înfrângeri. Ne așteptăm la o nouă luptă explozivă, asta după ce am văzut războiul dintre Năstase și Ianu Da Cruz. Victorie prin knockout pentru Bogdan Năstase, că mai erau 10 secunde din luptă și a trimis adversarul de 3 ori la podea. Și ne așteptăm la Amansio Paraschiv, recunoscut pentru luptele sale explozive, să aibă de asemenea o reacție puternică în fața acestui adversar. Nuriddinov. Aș dori să chem în colțul roșu pe oponentul său. He's coming from Ploiești, Romania. Make some noise for Amansio Paraschiv. Fiul unui campion la box, Amansio Paraschiv, a început și el cu boxul. Are parte de un moment muzical la apariția în ring, Amansio Paraschiv. Treizeci și șapte de lupte disputate de Amansio Paraschiv, cel ce a ajuns campion mondial în circuitul Super Combat, în orașul, singurul oraș din România care a dat doi campioni mondiali la box, Leonardo Roftei și Adrian Diaconu. Iată că și Amansio a ajuns să câștige un titlu mondial, însă în ringul de kickboxing. Doamne, ocrotește-i pe români, este melodia pe care intră Amansio Paraschiv în ring. Până acum a reușit să se impună Bogdan Năstase în fața lui Ianu Da Cruz și Cătălin Mocanu în fața lui Edar Ismailov. În rest am avut numai confruntări între români. Vor urma Aristea contra lui Vujočić din Muntenegru, Cosmâncă versus un luptător din Germania și în cele trei, cele mai importante meciuri din această seară, Ion Pascu cu un luptător din Republica Moldova, Beni se bate cu un georgian, iar în main event Cătălin Moroșanu cu francezul Freddy Chemaio, așadar o gală mondială în această seară, Polivalenta din București. Avem luptători din Asia, din Africa, din Europa. Am avut un duel al greilor, am văzut cum s-a terminat meciul dintre Radnev și Manoilă. Urmează alte trei confruntări între grei. Următoarea luptă chiar după Amansio, cea dintre muntenegranul Vujočić și gladiatorul Ristea. Cosmâncă se bate cu barbarul German Haupt, tot la categoria grea. Beni se va duela tot pe ringul de box. Un veritabil greu, numărul 2 mondial în glory, Beni Atepui, revine într-o gală România la București, iar main event la Pro TV de la ora 23:30, Freddy Chemaio versus Cătălin Moroșanu. Urmează așadar un adevărat festival al greilor după lupta lui Amansio. Amansio însă este mic și rău, un luptător inimos, un luptător exploziv. Ce knockout-uri a reușit și Amansio de-a lungul carierei sale. Germania,
A fost prezentat adversarul lui Amansio. Iar cum Amansio, îl vedem, i-a făcut tatuaje pe piept cu tipurile tipului Traian, tipului Decebal. De asemenea, pe braț are un tatuaj cu zeul Odin. Are și un lup. Toate tatuajele au semnificație la Amansio. Aplauze în sală pentru Amansio. Sebastian Ciobanu. Al șaselea meci din această seară, unul ce se anunță extrem de spectaculos. Ambii luptători sunt agresivi. De obicei, luptătorii proveniți din spațiul ex-sovietic sunt extrem de agresivi. Folosesc atât lovituri de brațe cât și de picioare. Amansio, un box excelent, însă a reușit să progreseze de la un boxer să ajungă un luptător complet. Am avut meciuri foarte bune până acum și valoarea luptătorilor crește de la luptă la luptă. Începe lupta lui Amansio. Foarte exploziv Amansio Paraschiv. Spuneam, boxul său este unul foarte bun. Poate printre cele mai bune brațe la categorie mai mică din România, dintre luptătorii din România. Susținut și de soția sa din public, Amansio Paraschiv. Dedică atât ei cât și copiilor fiecare victorie. O victorie din întoarcere pentru Nuriddinov, însă acesta apare destul de lent pentru Amansio Paraschiv. Va da în curând drumul la lovituri și Amansio. Încearcă să-l simtă în acest început de meci pe adversarul său. Iată, o primă combinație bună. Bună stânga la corp din partea lui Amansio. Încă o luptură de picior în aceeași zonă. Încă un croșeu de stânga, însă croșeu și de dreapta pentru Tadjik. Rămas din această primă rundă, cei doi nu s-au expus foarte mult. Da, ceva mai temperat în acest debut de luptă Amansio. Încearcă să se lovească cu lovitorile cei doi, însă de asemenea nu sunt lovituri puternice. Încearcă acum o dreaptă Amansio. Imediat s-a prins adversarul său și a eschivat. Acuză o lovitură sub centură. Lovitură înaltă de picior din întoarcere. Nu a avut distanță să o lovească acolo pe Amansio Paraschiv. Bună lovitura la abdomen cu piciorul din partea lui Amansio. Ultimele secunde din această primă rundă. Final de rundă, încurajat Amansio. E aproape Ploieștiul aici. Au venit
mulți fani de acasă să-l susțină. Polivalenta este aproape plină, puține locuri goale în sală. Da, sunt în jur de 3000 de oameni aici în sală la Polivalenta. Chiar spunea Cătălin Moroșean înainte de această gală că avea ca obiectiv în jur de 3000 de spectatori. Și iată că au venit, o vedem și pe soția lui Amansio Paraschiv în imagini acum. Foarte emoționată, trăiește meciul din plin, probabil o și auziți pe microfoanele de fundal cum țipă pe toată perioada meciului, e și normal până la urmă. Da, este foarte implicată în, chiar și în antrenamentele lui Amansio și acasă îl ceartă după meciuri. Vezi că ne-ai dat bine acolo, ne-ai făcut, am avut un reportaj la știrile din sport de la ProTV. Și este foarte dedicată acestui sport. Ceva mai multă acțiune în această rundă a doua. Amansio Paraschiv cu combinații de mai multe lovituri. Îndemnați cei doi luptători la mai multă acțiune din partea arbitrului Sebastian Ciobanu. Pare puțin ciudat să-i tot spunem arbitrului lui Sebastian Ciobanu atunci când îi pronunțăm numele. Mai că Sebastian Ciobanu ar fi trebuit să lupte în această gală, dar a suferit o accidentare și nu a mai putut lupta. Foarte bune eschivele lui Amansio. Casează acel medium kick Amansio. Atenționați cei doi să fie atenți. Bună stânga la corp din partea lui Amansio Paraschiv. Foarte frumos, super cutul, însă n-a reușit să pună foarte multă forță acolo pe lovitură. Prinde acolo și Nuriddinov cu o lovitură. Trebuie să fie atent Amansio Paraschiv. Bună lovitură la corp, și la capul croșeul Amansio. Bună repriza pentru Amansio până acum. Începe să câștige teren ușor, ușor. Foarte bune loviturile la corp, atât de braț cât și de picior. Îi vedem coastele pe partea dreaptă înroșite lui Nuriddinov. Lovitură de genunchi blocat acolo de Nuriddinov. Iarăși uppercutul l-a ficat. Ne apropiem de finalul rundei a doua, o rundă mai bună pentru Amansio. L-a tocat cu această lovitură de corp pe Nuriddinov. Acolo. Ultimele secunde, oricum o repriză dominată de Amansio, chiar dacă nu foarte clar. A fost o repriză ce i-a aparținut. Nu vrea acum. Nu am văzut acțiune ca în meciul precedent, însă doi luptători digni, cel puțin Amansio. În partea cealaltă, Nuriddinov stă foarte mult închis. Nu lovește combinații de foarte multe lovituri. Și la lupta lui Năstase Cudacruz a venit knockout-ul în ultima rundă. Toate trei numărătorile suferite de Cudacruz au petrecut în acea rundă. Invitații în centrul ringului, Nuriddinov și Amansio Paraschiv pentru ultima rundă. Oh, ce hotărât a început Amansio această repriză a treia. Îl blochează însă adversarul. O lovitură interzisă la ceapă acolo.
Și Nuriddinov a început tare. Da. Bravează puțin, cât pe ce se dea cap în cap cei doi. Lovitură ratată. Vrea să dea gaură în podea cu această lovitură ratată Nuriddinov. A consumat ceva energie cu această execuție tajicul. Ce stângă bună la... Poate m-a durut pe mine acea lovitură la corp. Și o dreaptă acum la față din partea lui Amansio. Foarte bună abordarea luptătorului român, îl contrează extraordinar pe Tadjik. Acesta foarte ofensiv, iată, îl lovește și legal în spatele capului din clinch. Iarăși o luptă bună. Chiar voiam să spun că au fost foarte fair play cei doi în clinch până acum, însă iată că în această ultimă rundă Tadjikul are alte planuri. Să fie fluierată Nuriddinov de către fanii români de aici de la Polivalenta pentru obstrucții de sare și pentru felul puțin murdar de a lovi. A lovit cu cotul acolo, bine, n-a fost intenționată. Amansio și cred că este numărătoare, ia să vedem. Da, este numărătoare pentru Tadjik, într-adevăr a încasat o lovitură și a căzut. A pus un genunchi jos, spune că a alunecat Nuriddinov. A fost lovit cu antebrațul acolo. Capul înainte, Nuriddinov. Deja este agasat și Paraschiv de stilul de luptă al lui Nuriddinov. Nu trebuie să-și piardă cumpătul, trebuie să rămână. Iată lucid. Această lovitură, clar o lovitură de knockdown. A pus mănușa jos Nuriddinov, nu este nicio alunecare. Aici este o lovitură încasată de către acesta. Lovitură. E posibil să fi fost cu antebrațul puțin, însă o lovitură executată corect de către Amansio Paraschiv. S-a și mișcat Nuriddinov acolo și a intrat puțin în lovitură. De acolo cred că este și această tăietură pe care a suferit-o Tadjikul. Nu cred că ar trebui să se insiste foarte mult pe această... Nu pare o tăietură foarte periculoasă, mai ales în acea zonă nu se oprește meciul decât dacă sunt tăieturi oribile. Nu pare ceva foarte grav. În general, tăieturile în zona ochilor sunt periculoase și pot duce la oprirea meciului repede, însă tăieturile în zona capului... Iată, arbitrul însă nu mai lasă pe Nuriddinov să continue, nu-mi dau seama de ce. Probabil au considerat că este o tăietură foarte gravă. Da, protestează Nuriddinov, este dezamăgit de acest final. Cred că nici Amansio nu a putut să se termine așa. L-a pus oricum o dată jos pe Nuriddinov din lovitură. Se încinsese puțin meciul în această rundă a treia, însă chiar și fără acest final de meci, spun că Amansio a fost adversarul, luptătorul mai bun, da, într-adevăr este o tăietură mai mare decât am crezut inițial, decât s-a văzut inițial atunci când a început să sângereze Tadjikul. Și decizie corectă atât din partea medicilor cât și a arbitrului Sebastian Ciobanu. Nu sângera foarte tare Tadjikul și părea o tăietură mai mică, însă am văzut medicii... Era un șanț acum. Da, aici a fost lovitura. Când o să se uite în oglindă, o să-și dea seama și Nuriddinov că arbitrii și medicii au luat decizia bună în acest meci. Da. Acum are și adrenalina, nu simte durerea puternică. Un nou meci terminat înainte de limită, un knockout tehnic medical, iată și pe soția lui Amansio Paraschiv a trăit la cote mari acest meci, terminat cu bine în cele din urmă. Pe departe cel mai energic suporter din sală la toate meciurile. Victorie spectaculoasă pentru Amansio Paraschiv. După o scurtă pauză revenim cu un meci la categoria grea. L-am bătut până la treia repriză și în a treia a intrat cu capul mine. S-a accentat singur. Doamnelor și domnilor, Amansio
Paraschiv!